care este o important activistă americană în zona sexualității. Ați auzit de Hitachi One Magic? Da, ați auzit? Da, Betty este, de exemplu, cea care l-a promovat în primul rând drept instrument, numai de masaj gâtul, poate de masaj și alte zone, dacă vrem, și l-a promovat într-o perioadă în care sexualitatea, în anii 60, sexualitatea era încă foarte tabuizată, fără să aibă vreodată vreo apropiere economică cu Hitachi One Magic, pur și simplu ea s-a ocupat într-un fel, să zicem, foarte fizic, dar și conceptual, de a dezvolta o metodă pentru ca femeile să ajungă la orgasm. Metoda se numește body sex. Și deocamdată explic că între timp s-a făcut și un studiu clinic în care s-a folosit această metodă body sex și au participat aproximativ 500 de persoane și în acele 500, care toate erau nu anorgasmice, Betty folosește un cuvânt care îmi place foarte mult, pentru că consider că fiecare femeie poate avea un orgasm, anteorgasmice. Din toate aceste persoane anteorgasmice, 93% au avut un orgasm prin metoda body sex, care, apropo de valori, este la liber descrisă pe site-ul Dodson & Ross, care este site-ul lor. Așa m-am implicat un pic mai mult în acest video, în acest subiect, pentru că, cum spune asta, mai repanare, și mai departe așa. Nu o să vă spun despre ce sunt toate videoclipurile, dar două videoclipuri care se numesc Cum se face un studiu și Cum să faci tu un studiu, au legătură cu faptul că noi la Sexul vs. Parza, prin profilul asociației care are legătură mare în parte cu educația sexuală și pentru că am făcut cercetare în zona asta, am studiat sănătate publică, primim destul de multe cereri de consiliere de la studenți despre cum se face un studiu. Pentru că au intenția de a face un studiu, să zicem, despre, așa cum formulează el, importanța educației sexuale. Din aceste interacțiuni, pe care la un moment dat am încercat și să le profesionalizăm puțin, aveam un mic grup de voluntari care dădeau sfaturi acestor studenți, am înțeles că nu există o foarte bună înțelegere despre cum se face un studiu în universitățile din România. Din păcate, asta este ceea ce putem să spunem. Și ca să venim în întâmpinarea acestei nevoi și în discuții cu Ana OSR-ul, am stabilit că vom face aceste două videoclipuri și speranța mea este ca primii parteneri din universități, iată că avem aici, să putem să le popularizăm. Sunt niște chestii de bază, dar care să dea o înțelegere despre ce nu e un studiu, ce nu e acceptabil, ce e acceptabil, cum ar trebui să fie, cât de cât. Și exemplele care sunt aici, pe care le-am dat, au fost mereu din zona de sănătate, cercetare, sănătate reproductivă, știință naturală, zona din care vin eu. Poate mai spun și că a fost a doua dată în acest proces de filmare, când am filmat cu două camere, asta e o chestie tehnică, sunt așa un pic din două unghiuri și a fost destul de challenging, am învățat niște lucruri noi despre formate, etc. Da, destul de multă muncă. Un singur cuvânt despre sustenabilitate. Sunt bucuroasă că noi avem canalul de YouTube, unde am strâns practic la 10 ani 16 milioane de vizionări, dar avem și un canal de TikTok, unde am strâns în 2 ani 96 de milioane de vizionări. Și avem o colaborare cu TikTok care va ajuta un pic la sustenabilitatea părții astea de videoclipuri, pentru că TikTok ne finanțează să facem din aceste videoclipuri în viitor niște videoclipuri mai scurte și să le punem pe TikTok, ca să fie și acolo. Deci avem și partea asta finanțată și sunt foarte bucuroasă că putem videoclipurile de aici să le ducem mai departe. Dar duceți-le și voi mai departe, vă rugăm frumos. La sfârșit vreau să vă spun că, atât pentru a face spectacolele, cât și pentru a face videoclipurile, ne-am folosit în parte și de rezultatele unui chestionar cum avem organ copii bani, la care au răspuns, dacă vedeți, 100 de persoane. Și da, am simțit interesant în perioada asta pentru că simțeam că eu și colegele mele din echipa de spectacol stăm așa pe un munte de secrete sexuale.
ale oamenilor din România și în sensul ăsta vreau să vă citesc și vouă niște secrete. Bârfă, bârfă. Și am făcut aici două texte. Unul se numește răspunsuri formulat și unul se numește răspunsuri hot formulat. Din care să vă citesc? Hot. Așa, ok, asta este despre orgasme. Așa, și vă citesc câteva, vă citesc două, trei povestioare. Cineva spune scurt și la obiect, ca să începem așa. Îmi doresc un partener stabil care îmi poate oferi orgasme. Păi totul n-ar spune nimeni nu îți poate oferi orgasme, nu trebuie să provoci un orgasm, dar asta e absolut parte. Așa. Cineva spune, au existat momente în ultima relație abuzivă în care făceam sex foarte rar și de fiecare dată era ca o încercare să ceva, orice. Uneori încercam să am orgasm, dar nu puteam oricum să mă simt de ajuns de bine în acele momente, încât renunțam foarte rapid și doar stăteam acolo. Nu era neplăcut, dar eu nu simțeam vreo plăcere anume. În prezent, dacă devine mai bine să spun. Deci în prezent, încerc conștient să-mi axez atenția pe mine și pe partenerul meu când facem sex. Sună logic, dar pentru mine e foarte greu, pentru că am o minte foarte neliniștită, care umblă în toate direcțiile, constant și rapid, e foarte greu să mă relaxez mereu. De-aia îmi place să mă privesc, dacă am cum, în timp ce fac sex, să mă pot conecta la act. Nu reușesc mereu să fiu total prezentă, dar se întâmplă de ajuns de des, încât să-mi dau seama că e un proces și că pot să schimb modul în care trăiesc și asimilez chestia asta. Și fac conștient eforturi pentru binele meu, which is great. Ce mai zici, Noam? Ai un tip? Aștept atenți, văd. Mai zi. De ce crezi că te-am lăsat mai spre finala de la un tip. Un tip foarte mai zice, după două orgasme ale ei, îmi permit să am și eu un orgasm. Și poate un cuvânt de fier, așa, pentru că întrebam, care ar trebui să fie combinația între orgasme, bani și copii? Și cineva a zis, multe orgasme, ceva bani. sorry. Dar au fost multe răspunsuri care au fost pentru toate femeile și pentru toate situațiile. Au fost multe răspunsuri foarte interesante și de la mame. Sexualitatea e prezentă mereu cu noi și trebuie să avem grijă de ea. Și am fost foarte recunoscătoare pentru toate răspunsurile pe care am primit. A fost o experiență care a fost așa de îmbogățire pentru echipa spectacolului. Și cam atât. Mulțumesc! Mulțumesc frumos, Adriana. Și dacă sunt întrebări pentru Adriana,